S-au bucurat că au scăpat de grindină, dar s-au ales cu boli din cauza ploilor abundente. A fost o primăvară încărcată de precipitații, iar cantitatea de apă căzută în județul Buzău a atins valori record. Pentru a nu-și pierde recoltele, fermierii au acționat deja cu aviotratamente fitosanitare, astfel că se așteaptă și la producții pe măsura investițiilor făcute în întreținere. Primele roade vor fi culese până la finalul acestei luni, când pe câmp vor intra combinele la treieratul rapiței și al orzului înființate în toamnă. Câmpurile au înverzit, iar recoltele sunt dezvoltate ca la carte, însă pentru ca producțiile să fie mulțumitoare, fermierii mai au de trecut un hop: umiditatea crescută din sol. Anul acesta, în luna mai, pe zona de sud a județului Buzău, din precipitațiile căzute s-au însumat peste 150 de litri de apă. Un fenomen îmbucurător este și constituie și faptul că nu au căzut ploi cu grindină, au fost ploi curate, deci nu avem culturi afectate din cauza grindinei. Și cum ce este mult strică, și de această dată ploile abundente au săpat adânc în buzunarele fermierilor. Există o presiune pe plante acum, datorită umidității excesive, vorbind de o umiditate relativă de peste 80%, ceea ce asta înseamnă apariția anumitor boli specifice, boli criptogamice, necesită un pic de știință aici din partea inginerilor și afectează un pic și buzunarele lor, pentru că clar vor trebui făcute niște tratamente suplimentare. Mari fermieri, dar și cei mai mici, care au pământuri în arendă de la cei care nu-și mai pot munci terenurile, deja au planificat aviotratamentele fitosanitare. Singura problemă care a adus-o aceste ploi este că fermierii trebuie să fie foarte atenți la lucrările de întreținere a culturilor, pentru că cantitatea mare de apă face ca, odată cu creșterea plantei, să apară și burienile. De asemenea, apar foarte multe boli de natură fungică și fermierii trebuie să fie foarte atenți la aceste lucrări de întreținere, atât la lucrările de erbicidat, cât și la tratamentele pentru boli foliare. Voi face la peste 270 de hectare de floare soarele un tratament, pentru că densitatea fiind mare la hectar, umiditatea din sol de asemenea ridicată, se impune un astfel de tratament. Peste câteva zile va începe și primul recoltat. Fermierii pregătesc utilajele și sunt cu ochii pe cer pentru ca ploile să nu le încurce calculele, chiar înainte de a-și strânge recoltele de pe câmp. Anul agricol este foarte bun, mai ales foarte mulți fermieri au înțeles să semene la densități destul de ridicate, aplică programe de fertilizare foarte bine gândite, având și aportul acesta de precipitații destul de însemnat din sol. Bănuiesc că la culturile de porumb, dacă lucrurile evoluează normal, producțiile vor depăși 10 tone de boabe la hectar, la grâu în jur de 7 tone, rapița 3500 până la 4000 de kilograme, orzul în jur de 7 tone la hectar. Cei care au vrut să stea totuși fără nicio grijă și-au asigurat culturile și au profitat totodată de ajutorul oferit în premieră de statul român prin intermediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Este vorba despre decontarea cu până la 70% a sumelor cheltuite pe polițele de asigurare pentru culturile de floarea soarelui și porumb înființate în primăvară.